Să-l bagi așa pe spate ca pe copilași. Să iasă apa din el. Pulul la motor este 8 euro. What? Poți să faci asta? Hai, ce poți? În caz că vă plictisiți, nu uitați că aveți linkul de la MrBeat în descriere. Bună, dragi prieteni, și bine ați revenit la un nou vlog pe canalul meu. Ce mai faceți? Cum sunteți? Noi suntem foarte bine, suntem în vacanță, suntem în Grecia și avem cea mai frumoasă cazare de pe planetă. Dar nu se poate să fie totul perfect, pentru că, bineînțeles, că am o problemă și una destul de mare, pentru că mi s-a stricat telefonul, cred. Da, mi s-a stricat telefonul, pentru că n-ai grijă de el. Am grijă de el, dar ideea este că ieri, dacă l-ați văzut pe vlogul lui Sebi, ne-am dus să ne dăm cu jet ski-urile și telefonul meu era pus aici, la strepul ăla de corp, și stătea așa cu mufa asta în sus și toată apa care venea pe mine, care a fost o grămadă, a intrat aici în mufă și cred că s-a udat prea mult și haideți să vă arăt cum face. Și în momentul în care vreau să-l pun încărcat, și acum să meargă, mai am 1% efectiv. Îmi dă chestia asta cu liquid detected. Are apă în portul ăla de acolo. Și nu știu cum te-ai gândit tu să-l ții fix cu asta așa în jos, să-l ții la gât în mijlocul mării. Pentru când te dădeai pe schijet. E rezistent la apă, nu așa scrie. Dar îți pare că nu e atât de rezistent. Păi uite, al meu a fost rezistent la apă. Deci al meu efectiv l-am ținut în borsetă și stăteam cu ea în apă efectiv. În fine, m-am udat rău de tot și tot nu s-a stricat. Și eu m-am udat rău de tot. Ideea e că asta e norocul meu și gata, ce mai? Ia, pune-ți asta să facem o simulare. O simulare, da. Tu ai stat așa și îți venea apa efectiv în pe tine, așa, în față. Păi da. Logică pica, trebuia să ți-l pui după vestă, gen. Și atunci poate nu mai pica așa tare. Da, dacă eram un pic smart, da, făceam asta. Dar uite, când am văzut în Paris, mi s-a furat cu totul. Da, n-ai deci noroc. Deci ăsta-i norocul meu. N-ai noroc de telefoane. Da. Și pe lângă asta, un ghinion pe care eu îl consider și mai mare decât ăsta, este că mi-a uitat eyelinerul acasă. Și eu nu funcționez fără eyeliner, dacă nu știți deja, că v-am mai spus că e obiectul meu cel mai de preț. Adică, cred că mi-aș fi dat telefonul pentru eyeliner, sincer. Și am căutat pe toată insula, în toate magazinele, nu există nicăieri un eyeliner. Așa că vacanța mea este fantastică. Dar, na, o să vă arăt și părțile bune. Imediat plecăm de acasă și vedeți. Bun, iubirea mea, hai că ți-l repar eu, că m-am uitat la tutorial la indieni și probabil e urmatricul prin asta. Deci ideea e că mi-au spus să stau cu scătorul așa aici, bam, sus, jos, sus, jos, sus, jos, 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 vreo 5 minute. După aia, ci că ar merge. Da, ghici ce, am făcut asta. Nu l-am ținut cu fundul în jos, dar... Dacă nu, oricum mai ai o posibilitate, gen, ori să dai, ori să mai aștepți să se uște în cozi sau ceva genul, ori să dai override, nu știu ce, și atunci probabil ți s-ar încărca, dar ți s-ar strica telefonul, probabil, nu știu. Eu nu mai am o zi să stau fără telefon, mie îmi trebuie telefonul! A, și ori mai zis că... Mai zis să-l bagi așa pe spate, ca pe copilași, să iasă apa din el. Hai să vedem dacă mai zic. Dai mai viteză. Nu, uitează, nu. Pa, ca așa ne ajunge. Bun, hai să-l băgăm aici. Oh. La hârtie, să vedem dacă reușim ceva. Bam, bam, bam. Ca să se poată încărca. Dacă nu, probabil mai avem câteva soluții. Ori să-l ducem la reparat. Ori mai avem adaptorul ăsta pe care și că poți să-l încarci așa wireless. Atunci ar merge fără să-l conectezi la port. Da, aici se încarcă vlogul meu puternic. Bun, hai să mai încercăm. Și micul dejun al campionilor, niște cereale cu lapte. Cele mai bune cereale. Și niște cafea. Și niște cafeluțe la doză. Da, măcar avem view-ul ăsta perfect, adică am putea coborâ la... Adică am putea urca pe tereasă la restaurant, știi, să mâncăm fain cu view. Da. E târziu. Și atunci mâncăm pe fugă și pe aia plecăm și acum e unul aproape. Da, așa că hai să mâncăm repede și să mergem la plajă. Momentul adevărului, ia să vedem. Deja nu mai e bateria, nu se apunde. Da. Mi-a plăcut telefonul ăsta, l-am folosit câteva luni bune. Opa! Crezi că încarcă? Nu știu. Dacă apeși eu butonul ăla de start, ce ți apare? Păi asta. A, nu cred. Da, deci n-a funcționat. Părere? Nu știu dacă arată că încarcă sau arată să-l conectezi.
Nu știu. Voi, prieteni, am aici un magician, pentru că... Stai să vedem dacă ține. Mi-a reparat telefonul! Deci se încarcă, da? Nu știu, se vede oare s-a focusat? Nu știu. Dar se încarcă, cred. Se încarcă, dacă nu mai apare ăla. Nu mai apare. Și apare acolo power la baterie. Uhu! Mulțumesc, face 253 de euro pentru serviciile mele, mulțumesc. Iar eu o să vă ofer un pupic. Thank you. Bun, prieteni, și plecăm la plajă în sfârșit după 3 ore. 3 ore pentru că am stat să încercăm să încărcăm clipuri, TikTok-uri pentru voi pe YouTube, pe TikTok, pe toate astea, pe short-uri. Și ideea este că netul nu este prea bun aici, adică se încarcă foarte, foarte, foarte greu. Eu l-am lăsat vlogul meu, primul vlog, l-am încărcat de ieri și încă e 85%. Oh my god! Și să știi că am ales Kazaria pentru că avea cel mai bun punctaj la Wi-Fi. Da? Da. Și totuși merge atât de prost. Da, nu știu. Bine, hai să luăm moto scârța și să mergem. Nu e să conduci? Nu. De ce? Că mi-e frică. De ce ți-e frică? Că mi-e frică aici. Noi avem jumătate de rezervor. Trebuie să mergem să băgăm benzina. Oh, no. Benzina, adică full-ul la motor este 8 euro. Eu zic să mergem cu el în România. Ar fi tare să ne luăm. Da. Ra-ra-ra! Vamos a la playa! Prieteni, și am ajuns pe plaja Saint Nicholas, care arată cam așa. Sincer, da, schizetul pe care ne-au dat și noi ieri. Băi, deci, mi se pare cea mai tare plaja asta. Ce sincer. Sport nebun vrei să facem astăzi? Sta la soare. Sta la soare? Da, vreau. Hai să facem parasailing, vrei? Să ne înalți ăla cu parașuta legat de barcă, gen, știi? Sus, 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 sus. Mi-e cam frică. Și mie, sincer. De asta chiar nu-mi frică, nu știu ce. Deci apa asta, nu știu cum se vede pe cameră, dar zici că e turcoaz. Da, ăla face parasailing. Ăla face parasailing. Da, adică mai dacă cred că o să se înalță. Da, e tare. Vrei? Da, vreau, dar chiar mi-e frică. Păi hai să ne punem undeva, să stăm un pic la plajă, să ne umflăm alea și vedem după ce facem. Ești fascinat, nu? Da, sunt fascinat. Uite ce sus e. Da, e tare rău. Ne-am dat cu cremuță pentru că suntem arși, unul mai tare ca altul. Și acum ne dăm și cu asta să ne și bronzăm pe unde trebuie. Și tu între timp o să-mi umpli colacele. Yay, de-abia aștept să dau 1000 de pedale. Yay! Bun, prieteni, am bălăcit, cred că vreo 2 ore. Cam așa, nu știu, am stat la soare, am stat cu spatele să mă bronzez și eu, pentru că mi se pare că nu-s bronzată, dar când o să mă uit iarna la asta, o să zic, oh, ai fost bronzată și n-ai știut. Ai bronzată, mai. Nu, mi se pare că sunt un pic bronzată. Am venit să mâncăm și după urmează să facem parasailing și o să zburăm în aer peste mare, o să fie super tare, o să filmăm și aia cu GoPro-ul. Eu mi-am luat o salată de fructe și tu ți-ai luat niște nuggets cu cartofi. Cu cartofi, ca un român adevărat. Ca un român adevărat. Eu sunt nebunitor unde pot să-mi iau din asta, din asta mi iau. Bun appetit! Bun, prieteni, am coborât de pe aer, am coborât de la parasailing. A fost o experiență foarte dubioasă și mi-a fost frică de n-am mai putut, dar o să vedeți în vlogul lui Sebi că am făcut un vlog separat de acolo. Și ne-am întors la plajă pentru că încă mai este soare și poate ne mai bronzăm și noi un picuț și după aia cred că mergem acasă. Mergem în oraș. Mergem în oraș. Și mai filmăm și de acolo să vă arătăm și orașul. Așa că hai să ne bronzăm. Și am venit în centrul orașului, care arată superb. Acolo e un avion. Și acolo este feribotul cu care veniți dacă veniți cu mașina. Dar noi cu avionul o să plecăm și înapoi. Ce mișto e cu motorul, deci efectiv am zis, ne oprim, gata, am dat pe dreapta, l-am parcat. Deci efectiv ai loc să parchezi chiar dacă toată lumea zice că e foarte periculos să mergi cu motorul pe aici, că sunt foarte mulți care umblă beți. Băi, eu zic că e destul de tare, că ești foarte flexibil, poți să te oprim cum ai ducă. Și mie îmi place, chiar nu-mi pare rău că l-am luat. Da. Uite, acolo e o mini gogoșerie în spate și mi-a sertat de bine. Aha. Vreau! Poftim casca. Băgăm casca aici, băiatul, bam, bam, bam. Și gata, am plecat. Yay! What? Poți să faci asta? Mamă, iau! Trebuia să ne luăm cald. Cum era? Eu nu cred că chiar ai voie să faci asta, gen. Da, probabil de la ceva din asta, de călărie. De călărie, de da. Nu cred că ai tu voie să le iei să umbli pe aici, la aeroport cu el. Mai la aeroport cu calul.
Mamă, cât de bine arată și cât de bine miros. Scoate ca și tati. Păi sunt bune rău. Mi-am luat cu Kinder Bueno și am primit un sticker de ăsta. Ai primit un sticker? Îl pune rău de tot, vrei să gusti? Da. Piscate. Da, e bune, dar cred că mai bune era cu ciocolată. Deci ciocolată, ciocolată. Da. Teoretic sunt cu Kinder Bueno, dar sunt albe. Da, dar au fost bun mie, îmi place, au costat 8 euro. Barca asta din față sau vapor, nu știu ce, are un elicopter pe el. De parcă nu era destul că e dita mai barca. M-am uitat la un vlog de-a lui Mr. Beast în care arăta iahturi de astea super scumpe și era unul care avea elicopter și pistă pe el și cred că ăsta e ce m-am speriat. Mă claxonat, da. Everything down, destroyed. Two head camera, then camera there. Two head camera, finish. One head, because everything broken inside room, okay? Okay. Two head, finish. Bun, și am eu un rage room, prieteni. Am venit să-ți fac un televizor. Sunt plecată ca un bărbat. Hai, mirea mea. Poți să-i dau? Dă-i, dă-i, cât poți. Oh, da. Oh, da, mai tare. Mai tare. Aici nu avea pe rând. O, da.